predare de mandat în Comuna Glăvănești, predare de mandat în front de lucru, așa cum stă bine unui primar gospodar care, într-adevăr, va lăsa ceva în urmă. Domnule primar, ce se întâmplă aici? Acum au venit de la Târgu Mureș, se racordează la țeava de gaz, studiază specialiști în presiune, deci țeava are 27 de atmosfere și studiază fără să oprească gazul, de asta eram și curios, mi se pare ceva mai deosebit. Da. Practic, aducțiunea de gaz este rezolvată sau asta e ultima etapă? Deci aducțiunea de gaz e rezolvată cam în jur de 50% acum. Problema că noi vrem să dăm drumul acum pe timpul rece, să dăm drumul la gaz. Acum se dă drumul la gaz, se bagă în stație și dăm drumul la coloană. De săptămâna viitoare se pot racorda oamenii, deci să dea drumul la gaz. Da. Care sunt investițiile dumneavoastră pe care le lăsați după ultimul mandat și dacă e să facem așa un scurt bilanț pentru toate mandatele pe care le-ați avut în calitate de edil al Comunei Glăvănești? Deci investițiile mele pentru viitorul primar, un punct de relaxare, poate să vină la primărie să se odihnească. Și cred că asta o să se facă. Deci am începând de la apă, canalizare, stații de epurare, asfalt și cel mai important gazul, care e singura comună pe toate zonele astea care au prins investiția asta, ceea ce m-a dus și la pierzania mandatului. Pentru că a venit... De ce? Pentru că domnii de la PSD au venit toți în masă și au spus că dacă intră ei o să li bage racordarea gratuită, ceea ce noi nu putem. Guvernul nu dă bani decât până la poartă. Ei spune că racordarea e până în casă și o să li bage. Și pentru asta am pierdut alegerile. La Glăvănești am avut 450 de voturi contra și de atunci de la alegeri n-a mai venit nimeni să facă contract, să se racordeze la Glăvănești, așteaptă nouul primar să vină să le bage gratuit. Stați puțin, să recapitulăm. Practic, promisiunea contracandidatului a fost că guvernul va asigura prin primărie, practic, racordare până în casă. Da, dar racordarea e până la gar și așa. N-are, exact. Așa, deci când am făcut proiectul, îmi puneau pedici, nu prin racordul, pentru că creștea valoarea, dar știind că e o comună cu oameni mai slab înstăriți, am zis că ar conta foarte mult. Dacă prindem și branșarea, o să branșeze foarte mulți oameni. Și așa e și este, pentru că dacă prinzi branșarea până la gardă, îl costă 5.000 de lei. Dar 5.000 de lei ce costă? Deci omul dă 5.000 la firmă, dă un avans de 1.500 de lei, firma vine, îi face contract, îi face dosar, îi face proiect, îi face tot, vine firma și se leagă, îl leagă și dă drumul la gaz. Fără să umbli omul nicăieri. Are voie să facă cu orice firmă. Firma care a făcut, le face cu prețul ăsta. Dacă vor să caute altă firmă, da, nu are nimeni nimic împotriva. Firma autorizată. S-a făcut o propagandă cu banii ăștia, că de ce trebuie să dea bani, că nu trebuie să dea bani, că ei au luat acum de pe site proiectul, au văzut că branșarea e gratuită, i-au dus în eroare, branșarea e până în casă, la sobă. Oamenii când aud pentru... Bun, această naivitate de regulă se plătește, iată, vedem că sunt schimbări nu numai în România, sunt schimbări și în preajma noastră și naivitatea de regulă se plătește, dar asta e altă discuție. Știți cum se spune? Așa e în campanie, nu? Da, pe chiar așa au și spus, după campania au râs, așa e în campanie, dacă au înghițit o să fie sănătoși. 4 ani n-are ce să le facă nimeni. Domnule primar, important e, iată, suntem aici, acest proiect, important este ce ați lăsat dumneavoastră și în ultimul mandat, nu doar în ultimul mandat, și considerați că v-ați făcut datoria ca primar? Eu cred că după câți bani am avut, știe toți că primăria Glăvănești a fost cea mai viciată de fonduri, v-am spus mereu, cred că arată cea mai bine primărie pe toată zona Zeletinului și s-au făcut cele mai multe investiții. Deci nu pot să-mi dau seama și cred, chiar prin alte comuni, exemplu era, uitați-vă la Glăvănești, în campanie, așa, uitați-vă la Glăvănești, o comună cu bani puțini, uitați cum arată, o comună europeană, cu apă, canalizare, cu drumuri, cu gaz, cu tot, comparativ cu comunile alături care nu au nimic decât asfalt. Asfaltul fără canalizare și apă, vă dați seama ce înseamnă. Bun, ce înseamnă bani puțini și mai exact de unde i-ați obținut? Bani puțini de la Consiliul Județean, întotdeauna a fost diferența de 20 de ori mai puțin față de când e PSD-ul la guvernare, cel puțin de la Revoluție mereu,
dar a fost foarte ani, puțin când am prins și noi cât de cât. Restul, numai diferența era de 600 de milioane eu și 14 miliarde ei. Norocul de fondurile astea care am depus proiectele... 600 de milioane dumneavoastră și o comună, comparativ ca dumneavoastră, 14 miliarde, da? Da, da. Deci de 20 ceva de ori mai mult. Și nu se vede diferența, ați trecut cu mașinile, ați văzut cum arată comuna și cum... Am trecut în ani, nu doar în această comună, și în comune din împrejur și într-adevăr se vede o diferență pe care nu poate nimeni nega. Bun, dar cetățenii au fost informați de aceste diferențe? Da, cred că cetățenii interesează mult în campanie. Eu am rămas uimit când mergeam în campanie cu mâinile în buzunar. Asta îmi spunea, dar tu nu ai șepci, dar tu nu ai geci, că uite, ăștia vin cu mașina plină. Probabil că în campanii de asta suntem unde suntem, de asta votăm aceeași culoare de ani de zile, că trebuie să-i dai în campanie geacă, șapcă și n-am dat. Bun, și dumneavoastră, ce veți face pentru comună în continuare? Voi urmări din aproape, voi vrea să văd dacă mă doare inima, pentru că eu nu plec din comuna asta, vreau să merg în continuare proiecte, vreau să facă ceva, dar nu știu dacă se mai poate mare lucru face și dacă poți să le faci ceva, că știți cum m-am luptat cu PSD-ul și prin ce am trecut. Dacă Dumnezeu nu era mare, eram în pușcărie nevinovat. Pentru că mi-au spus de-atâtea ori, trebuie să pleci că tu ne încurci. De asta au și luptat în campania asta, toți au stat la Glăvănești să scăpi de o piedică. Ați fost achitat, adică ceea ce s-a discutat au fost lucruri care nu s-au probat. Da, dar prin ce am trecut eu nu... Categoric, asta e altă discuție. Da, spuneți-mi, vă rog frumos, în ceea ce înseamnă școli și învățământul, știu că chiar acum, la predarea mandatului dumneavoastră, v-ați ținut de încă o promisiune și, practic, ați adus elevilor, în primul rând, copiilor acestui, locuitor acestei comuni, ați adus tot ce e nevoie ca să-și doteze clasele. Exact, și aici am avut o problemă, deci m-am zbătut să aduc la copii mobilier nou, am schimbat tot, absolut. Și stau mobilierul de 2 luni de zile într-un cămin cultural și vreau acum, dacă eu am adus proiectul, să-l duc eu la copii. Ferească Dumnezeu ce până ram au făcut teri și cu primarul viitor și cu directorul, că să nu le dăm, să le ducă ei când vine. Bă, dar tu ai timp peste un timp de 4 ani să schimbi, că ăsta nu-i bun care l-am asio, să schimbi tu altul. Că să nu-l duc, să nu-l duc. Dar eu l-am dus cu toată forța și am dus ieri la copii, le-am dat mobilierul, copiii foarte mulțumiți. Deci el are timp în 4 ani să schimbe, dacă nu-i bun ăsta, să schimbe altul. Poate fi să-l schimbe fiecare an. No, eu îl cunosc pe contracandidatul dumneavoastră și a fost viceprimarul dumneavoastră, da? Adică chiar nu înțeleg de ce, îl știam un om respectabil. Chiar să schimbi, să-ți dorești cu orice preț, asta e de noaptea mii, să-ți dorești, tu nici n-ai luat mandatul și tu vrei a doua zi să împarți ceea ce a agonisit celălalt primar, ce banii pe care i-a adus celălalt primar. Când îl cunoșteați era la PNL, nu era la PSD. La PSD e altă regulă, nu e ca la... Sunt oameni peste tot, adică eu sper să fie oameni și la PSD și sunt cu siguranță primari. Destoinici. Poate aici eu excep. Am băgat gazul pe o parte a satului, o jumătate de parte. Drumul, dați seama, când băgați gaz, se strică drumul. Le-am promis la oameni că până plec, le-l termin, le-l fac. Am adus piatra, am pus-o, am depozit. L-ați terminat? Am terminat, dar ce-am pățit, pentru că am cerut un greder la un coleg PSD-s cu acte, am făcut adresă și m-a sunat ăla că a intervenit de la Bacău și nu poate să-mi mai dea. Vă dați seama unii, cât de murdar au jucat. Cu ce îl deranja pe viitorul primar, că el venea acum și găsea drumul făcut, aranjat, lumea mergea frumos, nu mergea prin noroi, vă dați seama, prin niște uriți. Că să nu-l fac, ca să zică că nu mă țin de promisiune. L-am făcut așa, am băgat buldo meu, mi l-am făcut și tot l-am vrut să-l fac, până în ultima zi eu am muncit. Voiam să vă întreb dacă, ziceam, veți rămâne în opoziție cu siguranță, veți urmări proiectele, sunt proiecte pe care dumneavoastră le-ați implementat, dar încă n-au ajuns la maturitate și... Am proiectul până la capăt, finalizat, proiect canalizare, extindere, canalizare și apă pe niște uliți care nu au fost. Deci am în Glăvănești o uliță, zona CAP-ului vechi, care nu a prins, trebuia un puț făcut acum că nu am apă la Glăvănești de ajuns și puteam să-l fac, dar nu mi-a ajungea banii și mi-a trimis amenințări că dacă îl fac el nu să-l mai echite și atunci am renunțat. Că domnul făceam cu amenințările astea, domnul, trebuie într-un stat mafio, cine v-a trimis amenințări? Deci fost, chiar a sunat la primărie că dacă fac orice, vă dați seama, am săpat în fața primăriei, am băgat gaz și am turnat trotuare. Am turnat trotuare, că să fie frumos, că e în centrul comunii. A sunat la contabil și a spus clar, dacă rămâne un leu datorie, eu nu-l plătesc. Adică, băi, și dacă rămânea un leu datorie, dar acolo s-a făcut din nu merge lumea în noroi. Cum, ce înseamnă? Eu, din câte știu, un obiectiv, o instituție se preia cu pasiv și cu activ și cu proiectele care sunt începute. Au mințit că am primăria datorii, că am emașul, scot certificat fiscal de la finanță, îl pun pe fel. Aveți un leu datorii, nu am. Deci nu aveți niciun leu datorii la momentul ăsta. Am să-l las cu datorii, dar am făcut totul pentru proiectul european care ăsta l-a mai prelungit încă un an de zile. Puteam să nu-l mai prelungesc și îl lăsam cu datorii, dar nu, mă doare inima de comuna asta și nu l-am lăsat. Deci toată campania că am emașul,
confiscat EMAS-ul, nu poți să te legi de EMAS, EMAS-ul are alte regimuri. Nu am un leu datorii la ora actuală. Deci EMAS-ul comun, e pășunea. Da, a spus în campanie că e preluat. L-am pus pe fiul. N-ai voie să schimbi destinația, așa și tu, n-ai cum, pentru că e penal. Feciorul meu lucrează, inginer agronom, lucrează vreo 1000 de hectare și investitor în comun. Adică l-am pus pe lista de consilieri. Toată campania a făcut-o că eu, când o intra primar, predau la o săptămână, îi predau lui fiul meu primăria. A ținut, domnule, și după alegeri spuneau mulți în Glăvănești, că dacă ieșea, rămânea fiul sau primar. Vă dați seama de ce nivelă sunt oamenii de jos, cât de ușor, cât de ușor aptuță. Repet, așa e în campanie, nu? Așa spune, cum mor de râs, așa e în campanie. La câte voturi ați pierdut dumneavoastră, că aici e ioist? Da, diferența e foarte mică, pentru că vă dați seama câteva că zeci de voturi. E vorba de un consilier care se joacă acolo să ajute, dar pentru că nu a făcut campanie în Glăvănești, pentru că Glăvăneștiul are 90% tot ce li trebuie și credeam că acolo nu sunt probleme. Și nu m-am dus cu șepci, nu m-am dus cu geci, am avut încredere în oameni când am văzut cum arată comuna noastră, că nu trebuie să te vinzi pe o șapcă, pe o geacă și... Știți cum se spune, doamne, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune ce vei face mâine. Nu o să-I spui ce vei face peste un an sau peste 4 ani. Dar pentru binele comunii, dacă s-ar impuneați candidat peste 4 ani, în momentul în care, sigur, să fim sănătoși, să ajungeți până acolo, că nu se știe ce face mâine. Deocamdată nu mă gândesc la candidatură, vreau să facă el treabă, am îndoiel că va face, pentru că eu știu că a mea a fost vice și știu că el promite și nu se ține de cuvânt niciodată. Vă considerați un gospodar? Eu zic că sunt cel mai gospodar din sat și nu să mă laud.